Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El, adică Domnul, mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului meu până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Amin. Ocupați locurile. Ne bucurăm că în această seară să fim împreună din nou cu dumneavoastră la închinare. Și mulțumim Domnului pentru orice oportunitate în care putem să lăudăm pe Domnul și în care putem să ascultăm Evanghelia Cuvântului Dumnezeu. Pentru sigur, dacă fratele păstor și echipa de misiune au avut o experiență mai diferită azi, în drumul lor spre Las Vegas, cel puțin băiatul meu cel mai mic, Alex, s-a bucurat că a avut oportunitatea să vină să se joace împreună cu copiii. Cel puțin din motivul ăsta avem un răspuns de ce s-a întâmplat așa. E o mare binecuvântare când putem să avem părtășie, când copiii noștri pot să se joace împreună, când putem să venim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, când putem să stăm în prezența Domnului nostru. Psalmul 23, un psalm pe care majoritatea probabil că îl cunoaștem pe din afară, în limba română, în limba engleză, e un psalm atât de plăcut, nu-i lung, e o binecuvântare, e o asigurare pentru copiii lui Dumnezeu. Și chiar dacă în viață trece prin diferite probleme, necazuri, suferințe, încercări, noi știm că noi suntem copiii Dumnezeului Celui Preanalt. Și după cartea lui Isaia spune Biblia că suntem săpați în palmele lui Dumnezeu, că suntem lumina ochilor lui Dumnezeu și că nimeni niciodată, nicăieri, nu ne va putea smulge din mâna Dumnezeului Celui Preanalt, pentru că Domnul este păstorul nostru. Câteodată când treci prin necaz, printr-o vale a umbrei morții, printr-o încercare, printr-o suferință, și ai impresia că ești așa de singur, că nu mai vezi nimic dincolo și nu mai e nicio speranță, să nu te lași înșelat de gândul că Dumnezeu te-a părăsit. Dumnezeu este cu tine în tot timpul. Și chiar dacă oamenii din jur te-ar părăsi, chiar dacă problemele ar fi așa de mari și suferința ar fi așa lungă și de adâncă în viața ta, Dumnezeu nu te părăsește niciodată. Aș dori să vorbesc în seara aceasta despre faptul și modul în care Dumnezeu poartă de grijă copiilor Lui. De aceea mesajul l-am intitulat Providența Divină. Modul în care Dumnezeu ne poartă de grijă în conformitate cu Psalmul 23. Psalmul 23 a fost scris de David
Și ai impresia când David scrie psalmul acesta, cele 6 versete, că David are o viață extraordinară, plin de binecuvântări, plin de succes, plin de toate reușitele. Așa trăia David, atunci ai impresia, ca în America. Dar nu-i chiar așa. Că înainte ca el să scrie psalmul 23, încă nu era rege în Israel. Încă nu era la Cotroceni, încă nu era la Casa Albă, încă nu era împărat. Era un simplu cioban la oile tatălui lui. Nici măcar nu era patron. Era plătit cu ziua și lucra 24/7 în fiecare zi să aibă de grijă de turma tatălui lui. În vremea aceea, David scrie cântarea aceasta de laudă în care declară: Domnul este păstorul meu. În primul rând, învățăm din Psalmul 23 că providența divină și purtarea de grijă a lui Dumnezeu este arătată copiilor lui în fiecare zi. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. În primul rând, Dumnezeu poartă de grijă copiilor lui în fiecare zi. Totul începe de la afirmația, prima frază a psalmului: Domnul este păstorul meu. Pentru că a fost un moment în viața lui David când l-a ales pe Domnul să-i păstorească viața. A fost un moment în viața noastră ca și credincioși când am luat această decizie că Domnul este păstorul vieții noastre. Nu numai Domnul este păstor, El este mântuitor. Și nu numai că Domnul este salvator, mântuitor, El este de asemenea Domnul. E o teologie, era prin anii 2000, apăruse în partea de vest în unele dintre școlile, seminariile teologice, în care se promova ideea că tot ce trebuie să faci, trebuie să-L alegi pe Domnul ca și salvatorul tău. Și dacă l-alegi pe Domnul Iisus ca salvatorul tău, Dumnezeu te iartă de păcatele tale, Dumnezeu îți dă o viață nouă, te face copil în familia Lui, își șterge păcatele și acum ești copilul lui Dumnezeu. Și pe parcurs îl alegi pe Domnul ca și Domnul, stăpânul vieții tale. Niciodată nu poți să ai un mântuitor fără să ai un stăpân. În învățătura Domnului Iisus, în Evanghelii, întotdeauna Mântuitorul vorbește despre doi stăpâni. Vorbește despre Dumnezeu, vorbește despre Mamona. Nu există un Iisus Hristos ca Mântuitor fără care să fie Domn în viața noastră. Când El vine în viața noastră, vine ca și Salvator, dar vine și ca și Domnul vieții noastre. Alegerea Lui este alegerea ca să fie Domnul vieții noastre. Când îl alegi pe Iisus ca Domnul vieții tale, El este stăpân, El te conduce, tu devii proprietatea lui Dumnezeu. Tu devii copilul Dumnezeului celui preanalt. El este Cel care este în conducerea vieții tale. E mare diferență între a-L avea pe Hristos ca Salvator numai și a-L avea pe Hristos ca Mântuitor și ca Domn al vieții tale. De multe ori când treci prin încercări și când ai probleme în viață, e greu să ai încredere că Dumnezeu este cu tine doar alegând un Salvator care te-a iertat de trecutul tău.
fără ca să ai siguranța că Mântuitorul este cu tine pentru că e Domnul vieții tale. Și dacă El, Domnul Iisus, e Domnul vieții noastre, putem avea siguranța prin orice încercare trecem, că Dumnezeu ne va purta de grijă. Vezi, câteodată ai impresia când lucrurile în viață nu merg așa de bine și când prietenii uită de numele tău și adresa ta și numărul tău de telefon și e-mailul tău și nu mai știe care ți-e exact numele pe Facebook, ai impresia că te-a uitat și Domnul. Dar să știi că Dumnezeu nu te uită niciodată. Că tu odată ce ești mântuit în Hristos, devii copilul lui Dumnezeu, Domnul este Cel care îți va păstori și îți va purta de grijă în viață. Dumnezeu nu te uită cu niciun chip și nu te părăsește cu niciun chip. Asta este siguranța noastră, fie că e vreme bună, fie că e vreme rea. Fie că mâine mergem într-o parte sau alta, fie că mâine va trebui să trecem prin încercări, prin suferință, Domnul este cu noi, El e păstorul vieții noastre. Acum David scrie, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. În limba engleză, într-o traducere scrie, The Lord is my shepherd, I shall not want. De când Domnul e păstorul meu, nu mai am nicio dorință. Cornilescu scrie, nu mai duc lipsă de nimic. Toate nevoile și dorințele vieții mele se împlinesc în Domnul Iisus, care e păstorul vieții mele. Nu mai duc lipsă de nimic. E o mare binecuvântare să fii copilul lui Dumnezeu. Pentru că ai siguranța păstoririi Mântuitorului, ai siguranța că Iisus e Domnul vieții tale și ai siguranța că Dumnezeu îți va purta de grijă în fiecare zi și nu vei duce lipsă de nimic. Slăvit să fie numele Lui! În anul 2001 eram în Florida, aveam apartamentul meu plătit afară, n-aveam nicio datorie la Bank of America, lucram la o companie, un dealer mare, în Fort Lauderdale, ca și commercial account manager, aveam mașină dată de dealership, mașină nouă pe care o conduceam 5.000 de mile, o dădeam înapoi, aveam telefon și plățile la el plătite de dealership, și aveam de asemenea și benzina, un car care îl foloseam și aproape în fiecare weekend mă duceam în latul lor, un lat mare de mașini și alegeam o mașină dintre probabil sute de mașini și mergeam la Orlando, mergeam în diferite direcții. Pentru că eram în charge, conduceam un departament comercial. Și mergând la Orlando, la o biserică, am fost la o conferință de misiune și mi-a pus Dumnezeu pe inimă să mă duc în lucrarea de misiune. Și mi-amintesc în seara aceea, când s-a terminat a doua sau a treia seară de conferință, când au făcut chemarea pentru cei care au chemare la misiune, care doresc să se implice, am luat decizia. Pentru că am simțit că Domnul mă cheamă la lucrarea de misiune. M-am dus în față, am semnat, am mers la International Mission Board, mi-am dat demisia de la lucru. Mi-amintesc că unii dintre prietenii mei români ziceau, hei, ce s-a întâmplat cu tine? Am înțeles că ești cu succes și Domnul te-a binecuvântat și ai un viitor, dar să lași totul aici și să pleci. Asta înseamnă să fii ascultător de Domnul. Când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, tu ești gata să îl urmezi pentru că este Domnul vieții tale. Și mi-amintesc că am mers la pregătire în Virginia, Richmond, pentru vreo câteva luni de zile, apoi am plecat în misiune în Republica Moldova. Acum am mers din Florida în Republica Moldova, ca și cum ai merge nicăieri. Tot ce mi-amintesc, două lucruri când am sosit cu avion în Moldova, mi-amintesc că era noapte, când am plecat cu avionul din Miami, Miami îl vedeai din avion, așa de frumos, străzile drepte, clădirile alea mari pe ocean, luminile extraordinare. Când am sosit în Chișinău, mi-amintesc că nu erau lumini, era noapte și veneam din Florida unde era atâta căldură și mi-amintesc, cred că era în noiembrie, am sosit în Chișinău, era frig.
două sentimente sau două aspecte spirituale în Moldova. Era noapte și era frig. Și când conduceam și am fost responsabil ca și coordonator misionar să pun proiecte de misiune ca grupuri din America, de la Convenția de Sud, să vină Moldova, să lucreze cu tot felul de proiecte, proiecte de biserici, proiecte de educație, proiecte medicale, proiecte de construcții. Mi-amintesc că conduceam un ven mare a misiunii pe care îl aveam, nu vedeai nimic, străzile n-aveau indicatoare, nu era lumină și mă întrebau frații americani, dar cum conduci? Știi de unde ne duci? Și i-am spus, I go by faith, not by sight. Eu mă duc prin credință, nu prin vedere, că n-aveai ce să vezi. Nu vedeai drumurile, nu vedeai indicatoarele, nu era lumină. Dar toate astea, pentru că am luat o decizie că îl voi sluji pe Domnul. Și El este păstorul vieții mele. Și mi-amintesc cum Dumnezeu m-a purtat de grijă, cum Dumnezeu m-a tratat. Biblia spune, nu voi duce lipsă de nimic. Călătoream în Moldova, călătoream în România după aceea și de 3-4 ori pe an zburam cu avionul. Și odată mi-amintesc că eram în Atlanta și cineva care lucra la Delta Airlines mi-a spus, frate Ionel, îți cumpăr eu un bilet. $300, un singur bilet dus întors. Dar ăsta a fost special, business class, clasa întâia. Și pentru prima dată am zburat la clasa întâia. Când m-am urcat în avion, de aici în America, toată lumea mergea în spate în avion, pe culoarul ăla din mijloc, până la numărul scaunele 40 în spate. Eu la primul scaun acolo m-am așezat, un fotoliu din ăla ca un lazy chair, așa de piele, foarte confortabil, îți ridica picioarele așa să te simți lejer, aveai televizorul tău, totul pus la punct. Când a venit timpul să servim mața, ne-a adus meniu special pentru noi, te-a tratat exact ca la clasa întâia. $300, dus întors, business class. Așa m-am simțit de bine că nu vă pot spune. Că am călătorit cu avionul de aici în România și în Europa în fiecare an de 3-4 ori la whatever class a fost în spate, așa, și așa stăteai ca într-o cutie, deși nu-s prea mare, încăpeam oriunde, pe orice scaun. Dar de data asta am fost tratat special. Când David scrie că nu voi duce lipsă de nimic, cam așa înțelegem cum ne tratează Dumnezeu. Dumnezeu ne tratează first class. La clasa întâia copiii lui Dumnezeu sunt tratați special. Pentru că tu aparții Domnului, pentru că numele tău e scris în cartea vieții, pentru că tu ești copilul Dumnezeului preanalt, tu ești tratat special, first class, de Domnul Iisus. Nu voi duce lipsă de nimic. Ascultați versetul 2. El, adică Domnul, mă paște în pășuni uscate, mă duce la ape tulburătoare, nu-mi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări strâmbe ca deșertul prin care au umblat frații astăzi spre Las Vegas. Așa scrie? Nu? Cred că folosim diferite traducere? Nu. Ascultați. El, Domnul, mă paște în pășuni verzi. Când m-am mutat anul trecut cu familia din Florida în Arizona, am văzut că Florida era verde, dar Arizona n-a mai avut vopsea verde, au vopsit-o altcum. E diferită culoare în Arizona. Dar David scrie, pășunile lui Dumnezeu sunt vopsite cu o vopsea specială verde. Sunt proaspete. E o binecuvântare. El mă duce la ape de odihnă. Și când bei din apele lui Dumnezeu, când mănânci din pășunile lui Dumnezeu, sufletul tău este plin de înviorare. Te saturi și vezi că îți aduce odihnă în viață. Nu-i tot una să ai un pat confortabil, e alta să te poți odihni. Nu tot una să ai bani să-ți cumperi o mâncare deosebită la un restaurant, e alta să o mănânci și să te simți bine. David scrie cu Dumnezeu, e o pășune verde, ape de odihnă, zice, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte.
Toate acestea David spune le face Domnul pentru că numele meu e David, sunt un om special, voi candida să fiu rege în Israel și Dumnezeu a devenit foarte impresionat cu mine. Nu. Din pricina numelui său. Toate acestea Dumnezeu le face. Îmi poartă de grijă, nu duc lipsă de nimic. Pășuni verzi, ape de odină, înviorarea sufletului, povățuire pe cărări drepte, pentru că așa este numele Domnului bun. Pentru că așa e numele lui Dumnezeu când se poartă cu copiii lui. Toate Dumnezeu ni le dă din belșug, din pricina numelui său, slăvit să fie Domnul. Amin. În al doilea rând, providența divină în ziua necazului. Nu în fiecare zi bună și cu soare. Arată a fi în Arizona, vremea. Dar în viața noastră mai sunt și încercări. În Florida erau uragane, aici am văzut că sunt niște vânduri. Dar sunt tot felul de încercări care vin în viața noastră legate de umblarea noastră ca și credincioși pe calea credinței. Și David scrie, vin zile, versetul 4, în care chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Căci tu ești cu mine. Sunt zile în viață așa de negre, așa de întunecate, așa de distrugătoare, încât ai impresia că ești acolo, ești în valea umbrei morții. Și nu mai vezi nicio lumină, nicio speranță, nicio scăpare. Dar David scrie, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Una dintre marile noastre probleme spirituale, ca și credincioși creștini, este că de multe ori nouă ne este frică și ne teme. Cum să nu te temi de necunoscut? Cum să nu te temi de ziua de mâine? Cum să nu te temi dacă te pregătești să mergi la niște proceduri medicale? Cum să nu te temi de viitor? În momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte și executat de romani, răstignit pe cruce la Golgota, ucenicii i-au apucat o frică și Biblia ne spune în două evanghelii că stăteau în case cu ușile și ferestrele încuiate. Vroiau să fie siguri că nimeni nu vor intra peste ei, erau foarte fricoși. Și primul lucru când Domnul Iisus li se arăta, le zicea, nu vă temeți. Teama este o problemă serioasă, pentru că e necunoscut, nu știi ce aduce încercarea, nu știi ce aduce suferința și oamenii încep să se teamă. Tatăl meu a plecat la Domnul anul trecut. Tatăl meu nu l-am văzut plângând aproape niciodată. Însă când a venit aici, venea mereu să ne viziteze iarna în Florida, a avut probleme de sănătate. Pentru prima dată l-am văzut în suferință că plângea. Pentru că ajungi la un moment dat când îți este frică. Dar Biblia ne îndeamnă și David scrie, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Fraților, surorilor, să nu vă fie frică. Una dintre marele arme spirituale a diavolului este intimidarea. Să te facă să fii timid, să te temi, să-ți fie frică. Unii sunt așa de intimidați, le așa de frică, încât intră într-o stare de depresie, o stare în care nu mai pot să facă nimic. Le frică să iasă din casă, le frică să conducă pe autostrăzi, le frică să investească bănuții care i-a pus, le frică să meargă la medic că nu știe care va fi analizele și rezultatele. Le frică și frica te stăpânește și devine o problemă spirituală. David scrie, nu mi-e frică chiar dacă mă duc prin valea umbrei morții. Și să avem credință că Domnul e cu noi, să nu ne fie frică orice ar fi să fie, orice ar fi să vină. Nu ne frică, spune, pentru că nu mă tem de niciun rău, pentru că tu ești cu mine. Dumnezeu nu ne părăsește niciodată.
Nici în zilele bune, nici în zilele când îți pășuni verzi, ape de odină, când înviorează sufletul, când mergem pe cărări drepte și suntem plini de bucurie, dar nici în zilele când umblăm prin valea umbrei morții. Dumnezeu ne asigură că este cu noi. Ascultați, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Domnul Iisus, ca păstor, și David când păstorea oile tatălui lui, nu lua toiagul și le trăgea o bătută din aia cu strigături la oi și mai dădea și la niște berbeci și ce mai avea el pe acolo prin turmă. Nu. Toiagul lui Dumnezeu și nuiaua lui te mângâie. Când Dumnezeu te corectează, când Domnul te disciplinează, când Domnul te îndreaptă în viață, când Domnul te călăuzește, chiar dacă ești în valea umbrei morții, toiagul lui și nuiaua lui sunt o mângâiere. Tu, spune Biblia, în valea umbrei morții, îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei. Ascultați, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Acum, în valea umbrei morții, toți dușmanii spirituali s-au adunat să celebreze că gata-i cu tine. Acum ți-o veni și ție rândul și Dumnezeu, cum zicea ungurii la Oradea, nu doarme de și o să-ți vină și ție rândul la toiac și la nuiaua. Și o să primești o bătută din aia cu strigături spirituală. Lasă că eu vine și lui rândul. Au venit și rândul tău acum. Și David scrie, nu. În valea umbrei morții, când dușmanii potrivnicii spirituali se adună și spune, acum să facem un party, să celebrăm că ăsta e în vale. Domnul spune, nu, acum începe petrecerea. În casa lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu începe petrecerea. Dăm o masă specială pentru copilul meu. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Acum, în valea umbrei morții, vine ungerea. Tu îmi ungi capul cu un de lemn. Acum, în valea umbrei morții, începem binecuvântarea. Dăm, punem în paharul lui și punem și tornăm binecuvântare și paharul e plin și dă peste el și Dumnezeu nu se oprește și zice, da, oprește-te, Doamne, că nu mai pot purta binecuvântarea și zice, Domnul, nu mă opresc. Toate se întâmplă în valea umbrei morții. Dumnezeu poartă de grijă copiilor lui în fiecare zi. Dumnezeu poartă de grijă copiilor lui în ziua necazului. Și în ultimul rând, Dumnezeu poartă de grijă copiilor lui în ziua de mâine. Cel mai greu e să iei decizii pentru mâine. Mi-amintesc că am adus o mulțime de bani din Europa în euro. Și m-am dus în America și am vorbit cu un frate din Detroit și am spus, cumpărăm niște proprietăți, era general contractor, construia case, proprietăți și împărțim jumate-jumate și folosim pentru lucrarea pe care o fac în România, Moldova, peste tot. Și m-am uitat la două locuri în America. În anul 2002-2003 se construia la greu în Naples, Florida, și în Phoenix, ori în Arizona, în partea aceasta, în valea aceasta. Și am spus, am venit în Arizona, m-am uitat, Arizona e prea departe. Era departe de coasta de est, de Detroit, era departe de Florida. Ne-am dus jos în Florida și am cumpărat o proprietate. Și am investit cu speranța că vom construi și vom face duplexuri, case și după aceea vom lua profitul și îl vom folosi pentru noi și pentru lucrarea pe care o facem. Numai lucrurile s-au schimbat. Economia prin anii 2003-2004, proprietățile în America au început să meargă în jos. Și banii investiți n-au mai avut valoare. M-a sunat fratele din Detroit, eram în România cu soția, cu Kevin, era mic atunci, îl aveam doar pe el. Și mi-a spus, frate Ionel, am vorbit cu soția, noi vrem banii înapoi. Am spus, frate, eu sunt în România. N-am de unde să-ți dau atâta o avere de bani. A spus, nu, am probleme financiare, tot am mers în jos în America, îmi dai banii. M-am urcat pe avion, am venit în America, am bătut din bancă în bancă, toate băncile mi-au zis, n-ai venit suficient ca să-ți dăm un line of credit așa de mare, să-ți dăm banii.
a trebuit să folosesc o sursă diferită și fratele meu care locuiește în Florida a trebuit să cosign pentru mine ca să pot să iau bani împrumut și să-i dau bani înapoi la fratele. Deși noi am avut un agreement, right? Am avut un contract, o înțelegere. Frate, mergem împreună, facem împreună, investim împreună, câștigăm împreună, dar n-am pus partea dacă pierdem, pierdem împreună. N-am pus nicio întrebare, mi-a spus, vreau banii, no problem. Dăm ceva timp, ți-i dau, i-am trimis bani într-un cec și am terminat discuția. Niciodată nu i-am pus nicio întrebare. Dar eu am pierdut. De unde să știu eu că economia în America va merge downsize? Că va merge în jos? Și că banii investiți nu îi voi mai recupera în felul în care am investit. Și am zis, nicio problemă, rămân proprietățile acolo, când va crește mare Kevin și Alex, își vor cumpăra ei o mașină pe ele, or whatever they want to do at that time. Dar de unde să știu ziua de mâine? David scrie, indiferent ce va fi în ziua de mâine, dacă economia merge în sus sau dacă merge în jos, dacă vei fi sănătos sau vei trece prin suferință, dacă vei fi prosper sau vei avea nevoie în viață. Indiferent de condiția vieții tale, David scrie, versetul 6, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți până când? Până când am 70 de ani și pot să dau la toți bani și pot să-mi ajut toți prietenii și pot să-mi ajut copiii și pot să le cumpere un Tesla nouă și pot să le dau bani să-și cumpere case până atunci. Așa scrie. Nu. Spune, Dumnezeu mă va însoți în toate zilele vieții mele. Vedeți? Un pachet de două binecuvântări pe care Dumnezeu a pregătit pentru viitor, pentru copiii lui. Prima e fericirea și a doua e îndurarea. E mare lucru să fii fericit. Să ai un zâmbet pe față, să te bucuri de ce ai, nu de ce are vecinul tău. Că dacă Dumnezeu vrea să ai tu ce are vecinul, stăteai tu la numărul ăla și el stătea la numărul tău. E mare lucru să fii fericit de ce ai. Dacă Dumnezeu vrea să fiu așa mai înalt, mai așa mai atletic, mai important, să joc într-o echipă la basket aici, sau într-o echipă mare în Europa de fotbal, să fiu sportiv, poate era mai mare. Dar mă gândesc când Dumnezeu m-a creat și când Dumnezeu și-a luat timp să mă creeze. N-au zis, hold on, stai, asta, matrița asta n-a lucrat bine, asta nu e reușită să poți să o aruncăm deoparte. Nu, Dumnezeu a luat timp și ne-a creat pe fiecare special. Și tu te uiți în oglindă, păi ce bună glumă. Înțelegi? Dar dacă ar fi ca și ăla și dacă aș fi ca și aia și dacă aș avea asta și... Nu. Nu-i nevoie să ai nimic ca alții. Tot ce trebuie să-l ai pe Domnul ca păstorul vieții tale. Și dacă ești mare și dacă nu ești așa de înalt și dacă ești bogat și dacă ești nevoi și dacă ești mai tânăr și dacă ești un om trecut prin viață și dacă ești plin de sănătate și dacă ai necazuri și suferințe, nu contează statutul social, dacă l-ai pe Domnul ca păstorul tău, nu îți mai trebuie nimic, nu voi duce lipsă de nimic. Fericirea, mare lucru să fii fericit. Vedeți, toată lumea vrea să fie fericit. În România, în America, peste tot, ei cântă numai despre fericire. Mă mai cântă ea manele în România și despre dușmanii mei, dar fericire dorește toată lumea. Cine nu dorește să fie fericit, da? Și totuși vezi oameni așa de supărați, iai, dar supărați-s. Dar așa, de luni ai supărat că e luni, marțea nu-ți mai spun, miercuri, deja la mijlocul săptămânii, deja e teribil, joia nu mai poate, vinerea e sfârșitul lumii. Weekendul, toată lumea îți necășiți și supărați, nu mai vorbesc între ei acasă, supărați, mai supărați ca Adi de la Vâlcea când cânta, supărat sunt, Doamne, iară supărat. Da? Așa supărat, rău supărat. Și te întreb de ce nu sunt oamenii fericiți. Acum, e interesant cuvântul fericire. Fericirea de obicei e legată de lucrurile din afară. Da?
Dacă am o casă frumoasă, sunt fericit. Dacă am o mașină nouă, sunt fericit. Dacă mi-am luat iPhone 11, sunt fericit. Și dacă sunt sănătos, sunt fericit. Fericirea e legată de lucrurile exterioare. Și totuși David o pune aici, pentru că bucuria e legată de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. În Galateni, capitolul 5, capitolul 6, unde apostolul Pavel vorbește despre roada Duhului, spune că, dimpotrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. A doua roadă sunt nouă, ele sunt toate la singular. A doua din pachetul ăla e bucuria. Bucuria vine dinăuntru. Așa, vezi niște oameni fericiți, dar ei nu sunt prieteni cu Bill Gates. Vezi niște oameni așa fericiți, dar ei n-au cumpărat partea aia din Peoria, partea de dincolo, da? Ei locuiesc în Bacai, la sfârșit de lume, știi? Sau ăștia locuiesc aici, dau o casă așa prin Phoenix South, știi? Dar sunt așa de fericiți pentru că n-are de-a face cu lucrurile din afară. Ei au bucuria Duhului lui Dumnezeu în viața lor și emană pe fața lor. Mi-amintesc când eram în România, mai tânăr, chiar că am fost mai tânăr o vreme, săptămâna trecută am fost la o biserică română și am întâlnit un frate care vreo 10 ani am vizitat în Missouri, vreo 2-3 ani la rând, și a venit direct la mine și fizionomia feței mi-a spus că îl știu de undeva. Dar primul lucru a spus: frate Ionel, eu te cunosc. Dar zice: te-ai mai schimbat, ai mai îmbătrânit. Am luat-o ca și un compliment. Zic: uite, duc, mi-am făcut păr un pic cu, așa, cu vopsea. Pe aici n-a ieșit bine vopsea, a ieșit albă, silver, altă culoare, știi? Mi-amintesc că în tinerețe m-am dus la București ca să studiez contabilitate și finanțe. Era imediat după vremea lui tovarășul și după anii 90. Eram credincios, era o școală seculară și da, aveam bucurie, eram binecuvântat pentru oportunitatea de a învăța și că sunt copilul lui Dumnezeu. M-am dus, mama mea m-a lăsat la școală, când mergeam cu trenul de la Oradea la București, s-a întors înapoi. Primul meu impact cu școala a fost să mă duc la cantină, să mănânc, era la amiază. M-am pus la masă, erau alți studenți în jurul meu, toți îi supărați, mâncau de era sfârșit, parcă era sfârșitul lumii acolo, mâine nu mai e mâncare. Stăteam liniștit, mama mi-a zis în mine să mă rog, cu voce tare aici, să plec capul, să mă rog. M-am rugat în mintea mea, în inima mea. I-am mulțumit lui Dumnezeu. Și am stat liniștit, am început să mănânc. Și am început că ăștia se uită unul la altul și unul se uită la mine așa, care a avut curaj și zice: bă, tu ce-i cu tine? Tu te crezi mai special ca noi? Ce, băi, tu de ce nu înjuri? Tu de ce nu spui tu și ceva? Tu așa, apare așa liniștit și apare așa bucuros. Tu nu ești normal, ai probleme? Pentru că atunci când ai pe Domnul în viață, se vede pe inimă, pe fața ta, inima ta reflectă pe fața ta, că l-ai pe Domnul Iisus. Și apoi ori văzut-i mai târziu, când am început să le citesc Biblia în internat, eram nou într-o cameră, și când am început să-i duc la biserici, și au început să se întoarcă la credință unii dintre ei. Am întâlnit ani de zile în urmă la Felix, predicam Evanghelia la Oradea și mi-au venit și mi-au spus: o, tu ești ăla, da, tu ești ăla bucurosă. Da, dar Dumnezeu folosește bucuria ta. Și oamenii câteodată zic: ce pot eu să dau să am ce ai tu? Bucuria aia pe care o ai tu. Și David scrie: e să-L ai pe Domnul ca păstorul vieții tale. Două binecuvântări într-un pachet, cu care închei: fericirea și îndurarea. Îndurare nu găsești de la nimeni. Viața când devine dură, nimeni nu te mai iartă. M-a întrebat, după ce am plecat din America în România, m-au întrebat niște tineri: dar spune-ne, Ionel, dar spune-ne adevărat, cum e în America? Și am spus: viața e foarte dură în America. Primul meu job, mi-amintesc că am lucrat în Florida și a venit la mine ownerul companiei și mi-a spus: everyone is replaceable. Oricare este schimbabil, te pot da afară oricând. M-am uitat la el, eu n-am mai auzit așa ceva înainte. Și dacă nu faci un job bun și nu performezi, la revedere, te fire. M-am mutat la el, eram speriat. Păi tocmai am luat geabă, cum să fiu fire? Tatăl meu a început șofer și a terminat la Oradea ca și directorul companiei. Acolo a început, acolo s-a pensionat, nu l-a fire nimeni.
Aici eu am început de două săptămâni și vorbește deja să mă dea afară. Și m-am uitat la el și i-am zis, are you replaceable, sir? Și tu ești imbabil? Și zice că ai grijă cum vorbești cu mine, că eu sunt patronul. But you said everyone is replaceable. M-a lăsat să plec, au zis că n-are cu cine sta de vorbă. E filozofia aceasta în lumea profesională. De aia în America, într-un an de zile ai 5, într-un an am avut 5 W-2, vreo 3 1099, vreo 8 joburi, vreo 8 locații am lucrat. Am predat online, am lucrat pentru o altă școală, dincolo am fost school principal, dincolo am lucrat cealaltă în weekend, ca în America, ocupat de dimineața până seara. Atâtea W-2 că atunci când plăteam, făceam income tax-ul, zicea accountant după, zice, ce e aici, mă? Tu câte firme ai? Că numai totul pe tine, știi? Tot ești milionar, ce? Păi vreau să fiu, dar nu e neapărat. Am o mulțime de joburi cu droaia. Pentru că în America, în profesie, totul este replaceable. Dar cu Dumnezeu nu e la fel. Fericirea și îndurarea. Dumnezeu e plin de durare. Dumnezeu nu te replace pentru nimeni. Ia, câteodată oamenii te schimbă și zice, mă, dar tu nu ești bun, nu mai performezi, nu mai ești așa de tânăr, știți că de la vârsta de 40 de ani în sus, deja poate fi discrimination against age. Apoi zice, câți ani ai tu? Pune aici în aplicația pentru employment the date of birth. Apoi m-am născut înainte de de începutul lumii. Aha, ai peste 40 de ani. Bun. Nu, păi lasă că te sunăm de dacă avem nevoie. Nu te mai sună nimeni. Stai acasă, te rogi, prinde bucuria, ai avut un interviu, ți-o zâmbit, ce-ar fi responsabilitățile, ți le-o spus la geab. Niciodată nu te mai sună nimeni. Cu Dumnezeu e diferit. Fericirea și îndurarea mă vor însoți, spune David, în toate zilele vieții mele. Și ca răspuns, David promite... Voi locui în casa Domnului meu până când? Până la sfârșitul zilelor mele. Asta înseamnă să-L ai pe Domnul ca și păstorul vieții tale. Totul constă într-o decizie în viață. Când alegi ca El, Mântuitorul, să fie Domnul tău și păstorul tău. Dumnezeu se angajează să-ți poarte de grijă în fiecare zi, Domnul se angajează să-ți poartă de grijă în ziua necazului și Domnul se angajează să-ți poartă de grijă în ziua de mâine. Cu Dumnezeu ai siguranță pentru că Dumnezeu este bun și El poartă de grijă copiilor Lui. Și David spune, ca răspuns promit să vin la casa Domnului și voi locui în adunare în casa Domnului până la sfârșitul zilelor vieții mele, plin de bucurie, voi veni să-i mulțumesc Domnului, să laud pe Dumnezeu, să-L slăvesc, cât Dumnezeu îmi dă viață, pentru că El este Domnul și păstorul vieții mele. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și niciodată să nu vă lăsați intimidați de niciun spirit, de nimeni, pentru că Domnul poartă de grijă copiilor Lui. Vă doresc o săptămână plină de binecuvântare și Domnul să ne păstorească. Amin.